Stimați colegi, probabil că într-un parlament ar trebui să avem o discuție mai civilizată și o retorică cumva mai bună, mai frumoasă. Și astăzi, cu părere de rău, constat cu părere de rău de aceea că deja devine o normă. Stimată doamnă candidată, a început cu anumite mesaje prea arogante, cu ofense, cu atacuri. Și atacurile acestea nu s-au referit chiar și la o persoană în această sală. S-au referit la instituții parlamentare. Într-un stat parlamentar, Republica Moldova, unde este nevoie să respectăm instituțiile statului. Acei care vorbesc și eu am un neajuns, eu mai citesc ceea ce publică colegii și încerc să înțeleg logică. Acei care vorbesc despre reforme, să construim un stat adevărat, de drept, da? Nu e posibil fără ca să aplicăm, unu, legea și, doi, să avem respect față de instituțiile statului. Indiferent îți place, nu-ți place, este problema ta, ești obligat să demonstrezi un model de educație, de comportament politic. Evident că în această sală s-au pornit reacții firești la acel comportament arogant, plin de dispreț și ură. Apropo, am văzut la această tribună un politician mare de dreaptă, un tatăl politic a colegilor din dreaptă, care tot era plin de sine și de aroganță. Cu ce s-a finalizat știm bine. Numai că deja este un alt partid, care este până la urmă același PLDM 2. Dar în fine, cineva în această sală a spus că când a văzut reacții deputaților, reacții naturale la acele provocări, au spus că dați dovadă de educație, nu întrerupeți. Și eu chiar am vrut să sugerez acestor colegi care dau lecții de educație, poate să vă dăm încă o dată un grafin cu apă, ca să demonstrați o adevărată cultură, o adevărată educație. Și problema este că, indiferent de scenarii politice, indiferent de schimbări care voi trebuie să le valorificați, voi trebuie să aveți cel puțin un tablou, o viziune ce vreți construiți și o viziune cât de cât legală, să știți ce înseamnă Constituția într-un stat de drept, să știți care sunt proceduri. Ceea ce vreau să spun, înțelegem momentul politic. Și colegii singuri au spus că ei înțeleg că acest guvern puțin probabil că va fi votat și ei chiar singuri, chiar și doamna președinte a spus că cheamă deputații să nu voteze acest guvern. Ok, eu înțeleg cine sunt eu în această garnitură, am venit în Parlament pentru un scop ca să îndeplinesc un rol anumit politic. Și eu spun, stimați colegi, voi toți știți că noi am cerut să nu fim votați. Și de aceea noi nu vrem să vă ducem în eroare pe dumneavoastră Parlament, cetățenii, și să venim cu un program amplu. Poftim un program modest, realist, pentru un termen scurt, de aceea că noi nu putem să asumăm lucruri mari care solicită timp. Dar eu am avut neatenție de 3 ori să citesc acest program. Moldova bună. Și ca să înțelegeți, în timp e nevoie pentru implementarea acestui proiect de cel puțin 5-6 ani, 1. Și 2. Eu am numărat aici cheltuieli. Bine, este calculul de acasă, dar eu vă iau cifra cei mai modestă. Pentru implementarea acestui program este nevoie de cel puțin 20-30 de miliarde de lei suplimentar. Atunci când se vorbește de pensii nouă, trebuie să ne fie rușine față de vârstnicii noștri. Am îmblat și noi și am încercat să discutăm cu un guvern votat de noi. Haideți să vedem ce este posibil, măcar cât de cât să majorăm. Și știți, ne-au răspuns civilizat. Da, înțelegem, este bine, inițiativele sunt bune, binevenite, dar nu-s bani. Și acum eu aud că aici este scris 2000 de lei pensia minimală, care un salcu, a făcut un calcul la rugămintea noastră, costă 2 miliarde de lei pe an. Plus niște miliarde promise apeleurilor, plus niște miliarde promise medicinii. Medicină, ce nu ați văzut câte sute de milioane noi am alocat suplimentar într-un an de pandemie, dar banii ăștia s-au dus sute de milioane de lei medicilor, care astăzi, slavă Domnului, primesc un salariu mai mare. Da, și astăzi salariul încă este modest, dar el deja este mult mai mare decât a fost. Sau eu nu am văzut mulți colegi, n-a să-i dau nume, în diferite garnituri guvernamentale, Filat 1, 2, Leancă și așa mai departe, când indexarea pensiilor era 2, 3, 4% cel mult și nu acoperea nici inflația. Inflația în acea perioadă de timp era la nivel de 9-10%, că s-au furat miliarde, s-au devalorificat lei și așa mai departe. Și de aceea noi pe toți am văzut
Și aceste, într-adevăr, lecții, retorică frumoasă, noi știm că acest program nu poate fi implementat. Horeca să promiteți să reduceți TVA-ul la 5%. Păi un guvern a ridicat acest TVA la 20%. Păi noi cu toți avem memorie și cetățenii și cei din Horeca. De ce să vii cu aceste promisiuni de șarte dacă știi că nu vei fi votat? Pentru cui trebuiește această manipulare? De aceea că acesta nu este program al guvernului. Acesta este platforma electorală pentru alegerile parlamentare și care noi din start. Și pot să vă zic că noi am protestat, am fost în stradă când dumneavoastră mulți din voi au stat pe la ministerie în fotolie și au tăcut. Dar unii colegi, alianța, PLDM, au convenit anexe secrete, au partajat procuratura, cursele de apel, Curtea Supremă, cineva a vândut procuratura. Dar unii colegi au stat lângă un mare politician, Mihai Ghimbu, și au făcut interese aici în municipiul Chișinău cu terenuri, licitație, apropo, cu alimentația de calitate proastă. Și astăzi ei ne spun că trebuie alegeri de curățit parlament. Păi pleci din parlament, om bun, ai fost în 7 alianță. Cât trebuie, cât spate încă. De aceea, estimați colegi, este foarte mare dezamăgire și evident că noi arătăm prost. Dar să știți un lucru, că nu arată doar socialiștii prost, arătați și voi prost. De aceea că nu puteți să asigura o altă calitate, o calitate mai bună a discursului public. Sunteți plini de ură. În campanie electorală ați promovat numai ură, isterie, panică și așa mai departe. Și aceasta vă este metoda. Așa nu puteți construi un stat de drept, un stat civilizat. Dar eu văd că nici nu aveți în plan. Vă plac aceste jocuri politice și vă place această pisociniță. Vă mulțumesc!